Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a prezentat în cadrul raportului de activitate pe anul 2014 situația exactă a personalului din unitate. Sunt sute de posturi pentru medici și asistenți care stau vacante, în timp ce cadrele medicale existente fac față cu greu numărului mare de solicitări. Personal de specialitate medico-sanitar, 1344 normate ocupate, 1331, vacante 202 posturi. Personal sanitar auxiliar 601, ocupate 521 doar, vacante 80. TESA 84 normate, ocupate 70, vacante 14. Din cauza faptului că nu sunt destui medici pentru a prelua urgențele, nu doar o dată, doctorii s-au văzut nevoiți să facă apel la calmul pacienților care așteptau consultațiile. Concetățenii noștri nu înțeleg că întâi doamna doctor și colegii ei trebuie să-i vadă pe cei mai grav. Să face un triaj cu prioritizare și după aceea, că de obicei cine face reclamații sunt cam aia care au mai mult dureri de măsele, mai puțin cei gravi, că cei gravi sunt văzuți primii. În medie, la secția UPU a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște se prezintă aproximativ 250 de cazuri pe zi și se estimează un număr de 80.000 de prezentări anual. Pentru un asemenea volum de muncă, normativele actuale prevăd câteva sute de posturi în plus, reprezentând medici și asistenți medicali. Reprezentanții Ministerului Sănătății au promis o strategie la nivel național prin care să fie acoperit deficitul de cadre medicale din anumite spitale, însă deocamdată nu fac altceva decât să constate lipsa medicilor în anumite unități. Sunt 7 medici, după normativul ordinului 1706 ne-ar trebui 46 de medici. Deci așa? 46 de medici. Ne-ar trebui 60 de asistenți, ne-ar trebui 120. Datele acestea, ele a fost o comisie de la Ministerul Sănătății, le-am arătat și dumneavoastră, mi s-a părut o mare discrepanță, știți, și discuția a fost mereu raportată la numărul ăsta de cât ne-ar trebui și ei lucrează la acest program și erau de acord cu normativul acesta. Principala cauză invocată de medicii care refuză posturile de la Târgoviște este legată de salariile considerate mult prea mici. În prezent se lucrează la nivel național la o lege a salarizării care ar putea debloca această situație.